Bine v-am regăsit la Lumea Nevăzută, vă mulțumesc că și astăzi sunteți alături de noi. Se știe deja că totul în jurul nostru este energie, iar noi suntem sensibili la vibrațiile din jur. Se întâmplă uneori să ne simțim rău, într-un mod inexplicabil. Ei bine, este posibil să fim înconjurați de energii mai puțin benefice. Iar astăzi vom vorbi despre cele mai eficiente metode de a ne proteja de energiile mai puțin benefice din jurul nostru. Alături de mine în platou este domnul Ion Ștefan, fan, psiholog, psihoterapeut. Bună ziua, bine ați revenit la noi! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și sunt deosebit de onorat că suntem aici împreună, mai ales cu un asemenea subiect deosebit. De ce este așa importantă această protecție energetică? De ce trebuie să fim atenți la energiile din jurul nostru? Așa cum spuneați și dumneavoastră, totul în jurul nostru este energie și informație. În funcție de energia și informația pe care o avem în jurul nostru, avem și mediul ambient în care trăim. Și în funcție de mediul ambient în care trăim, avem și perspectiva unei vieți corecte sau o perspectivă mai puțin onorabilă. De aceea trebuie să învățăm cum să aducem energii benefice în jurul nostru. Se vorbește foarte mult la ora actuală despre gândirea pozitivă, de modul în care putem să schimbăm aceste energii și în funcție de aceste energii putem să facem anumite lucruri. Desigur că metode de protecție sunt diverse. Cunosc eu cel puțin 50 de metode de protecție divină. Acum, sigur că în funcție de modul în care gândim fiecare din noi, putem să alegem o metodă creștină, putem să alegem o metodă care din alte este sisteme, da. Din alte sisteme, dar și o metodă care a venit la noi de la bunicii noștri, de la strămoșii noștri, care ne-au învățat ușor-ușor să îndepărtăm energiile negative de la noi. Cum știm că în jurul nostru sunt energii negative? Care ar fi semnele care ne-ar arăta că avem astfel de energii? În primul rând, când intri într-o casă, ai deja un impact, pentru că energia noastră intră în energia acestei case. În momentul în care intri în acest platou, deja ai un impact cu oamenii care sunt aici, pentru că câmpurile noastre se întrepătrund. De fapt, și în momentul în care ne ducem într-o adunare mai mare, să presupunem ne ducem la biserică. Acolo câmpurile noastre se întrepătrund și unii câștigă, unii pierd din această energie, pentru că și rugăciunea continuă care se face acolo și modul în care noi interacționăm între noi arată modul în care creștem sau nu. De foarte multe ori, în momentul în care vorbim cu anumite persoane, ne scade vibrația. De ce? Pentru că cuvintele care s-au folosit acolo poate n-au fost chiar adecvate, poate persoana respectivă trece printr-o perioadă nu prea benefică pentru ea, poate că energiile personale pe care le are, protecția divină, lumina interioară, Duhul Sfânt, nu sunt la nivelul care ar trebui să fie, poate nivelul de credință este scăzut și modul în care impactul nostru este la întâlnirea acelei persoane ne arată simbioza în care noi suntem între, adică interacțiunea dintre noi și deci acea persoană. Se produce un transfer. Se produce un transfer și de multe ori te simți secătuit de putere. În momentul în care, în mod repetat, te duci în anumite locuri și tu pierzi energie, trebuie să faci ceva cu acel loc. Și există în creștină ortodoxie modul în care se sfințește casa, dar sunt și metode mult mai profunde în care inclusiv peretele se face în toată structura lui, se curăță până la nivel celular. Și aceste lucruri schimbă vibrația, dar trebuie să înțelegem un lucru. Pe pământul pe care este pusă o construcție există o vibrație. Știm că există anumite noduri Hartmann care schimbă în totalitate beneficitatea unui loc și dacă avem ghinionul să fim într-o asemenea zonă, trebuie să facem lucruri mult mai complexe. În momentul în care ne amplasăm undeva o casă, nu este puțin lucru să sfințim locul, să vedem
să aducem pe cineva care cunoaște așezarea unei locuințe, modul în care o așezăm spre soare, modul în care o așezăm spre punctele cardinale, modul în care pur și simplu facem beneficitatea intrării din casă cu toate încăperile respective, arată modul în care noi gândim despre acea casă și modul în care noi suntem în armonie cu ea. Dacă noi nu suntem în armonie cu casa, dacă noi nu suntem în armonie cu tot ceea ce se întâmplă, să nu uităm că sunt locuri, pentru că la fel cum noi avem îngeri păzitori, și casa are un înger care o păzește. Dar să nu uităm că putem să avem poate dragoni care stau în zona respectivă, iar în momentul în care... Sunt tot felul de entități protectoare. Tot felul de entități protectoare. Și atunci dacă tu ai o energie diferită de a dragonului cu care intri în contact, poate nu este chiar potrivit acolo să locuiești. Haideți să vedem la protecția personală. Da? Când mergem la job, să spunem, sau când mergem în locuri aglomerate, ce ar trebui să facem astfel încât să nu preluăm din energiile negative de acolo? Sunt multe. Am să încep cu protecția, să zicem, protecția divină, cea mai eficientă, protecția Sfintei Treimi. Eu am o aplecare spre creștin-ortodoxie și sunt un practicant al creștin-ortodoxiei. Practic, cea mai benefică și cea mai complexă formă de protecție este protecția Sfintei Treimi, care se poate face prin rugăciune, prin acatiste, prin invocarea Dumnezeului nostru primordial, pentru că se spune de foarte multe ori că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Dar noi dacă invocăm Dumnezeul nostru primordial, Dumnezeul nostru adevărat, ne ducem la entitatea a tot creatoare, la entitatea care a făcut tot acest univers. Evident că în momentul în care invocăm Sfânta Treime, invocăm Dumnezeul Tatăl primordial și adevărat, Duhul Sfânt care este însuși Spiritul lui Dumnezeu, și mai chemăm la Trinitate Fiul care este în manifestare. Când vorbim de Fiul în creștin-ortodoxie, vorbim despre Iisus Hristos, care este Cel care a creat acest univers în manifestare, dar care a venit și ne-a arătat și calea atât de protecție, cât și calea prin care noi putem să ajungem la înălțare. Iar dacă noi înțelegem cu adevărat ce înseamnă protecție divină, înseamnă că putem să fim plini de Duhul Sfânt, de Iisus Hristos și de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. În radiestezie, protecția divină se poate măsura. Se spune că fiecare om are o protecție divină. Când pierdem din această protecție divină și cum o putem recupera? E foarte simplu. Prin păcat, da? Greșeli. Sau prin greșeli. Da? Eu le spun greșel, pentru că nu socotesc că în planul cel mai înalt, să știți că păcatul nu există în planul lui Dumnezeu. Există experiențe pe care noi le trecem ușor, ușor, pe măsură ce dobândim anumite sisteme de înțelegere, și nu trebuie să judecăm, pentru că modul în care putem să judecăm pe cineva este o cădere a vibrației respective. Să știți că cea mai urâtă formă prin care noi cădem este judecarea. Și atunci noi trebuie să învățăm că fiecare din noi suntem la o etapă de dezvoltare. Și cred că nu numai judecarea, ci și ura, invidia și așa mai departe. Da, da, și ura este tot judecată și invidia este tot judecată. Dacă te uiți în planul cel mai înalt, tot ceea ce este judecată îți dă și o anumită emoție, da? Pentru că te duci într-o emoție, te duci într-un sentiment. Și când te duci într-o emoție și te duci într-un sentiment, înseamnă că ai judecat. Și atunci noi în planul cel mai îndepărtat ne ducem și zicem că totul este iubire. Și atunci nu are niciun sens să judec eu pe cineva care, nu știu, face o greșeală la un anumit moment. Așadar, pierdem această protecție prin anumite greșeli, prin gândurile și acțiunile noastre. Deci totul pornește de la gând, apoi urmează vorba și desigur, fapta. Evident că cele 60-90 de mii de gânduri pe care le avem în fiecare zi ne dă modul de vibrație pe care noi îl avem la acel moment. Dar trebuie să înțelegem un lucru. Creierul nostru care atrage aceste elemente ale gândirii este cel care orientează antena.
de recepție, da? Creierul este o antenă. Uh-huh. O antenă între conștiința universului, conștiința universală și noi care avem o recepție. Exact cum antena STARS se vede pe o anumită lungime de undă, la fel și noi recepționăm această undă. Orientăm antena creierului nostru spre gândurile pozitive, spre iubire, spre pace, spre armonie, spre compasiune, spre curaj, spre bucurie, spre fericire, desigur că sistemul nostru interior se schimbă. Dacă ne ducem pe elementele negative și aici vorbim de rușine, de vinovăție, de mânie, de furie, vorbim de mândrie, de trufie, de stările cele mai joase, evident că sistemul nostru scade. Și atunci ar trebui să înțelegem un lucru evident, că trăind într-un anumit mediu și fiind înconjurat de anumiți oameni, noi putem să creștem sau putem să scadem. Un proverb românesc spune foarte clar: dacă îmi spui cu cine te însoțești, am să spun ce fel ești. Și atunci noi trebuie să înțelegem că oamenii care vin alături de noi sunt oglinzile noastre, dar în același timp ne arată cel mai bine ce avem de rezolvat. Să revenim la metodele de protecție pe care le avem la îndemână. Da. Se vorbește foarte mult despre protecția cu sare. Cum ne poate ajuta acest banal aliment din bucătărie să ne curățăm de energiile negative? Cum folosim plecând sarea? Plecând de la un lucru elementar, sarea de fapt este un cristal. Și cristalele știm foarte bine că sunt elemente care pot amplifica energia într-un grad foarte, foarte bun. Și atunci sarea care se pune în mâncare, pe lângă gustul minunat pe care îl dă, ea creează și o vibrație superioară. Deci schimbă vibrația. Recomand în momentul în care pui sarea în mâncare să o pui în semnul Sfintei Cruci, pentru că creează o vibrație și mai înaltă. Și putem, atunci când avem probleme în casă, să punem la ușa de la intrare sare și să punem, dacă sunt probleme mai grave, în fiecare colț al casei. Și o să vedem că, în scurt timp, sarea se va umezi. Într-un bol, aproape de intrare, puțină sare. Și putem, atunci când avem probleme cu corpul nostru, putem să punem și să facem baie în sare. Bunicii și străbunicii noștri știau ce știau, pentru că aruncau cu sare în curte, făceau un cerc în jurul casei. Aruncau cu sare și mai făceau un lucru esențial și este foarte important. Dădeau sare la animale. Era așa o bucată mare de sare, sare grunjoasă, pe care o puneau la animale, pe care le aveau în gospodărie. Animalele treceau pe acolo și lingeau acea sare. Nu este întâmplător, pentru că și animalele erau protejate prin această sare, plus că sațul lor era deosebit. Și trebuie să înțelegem că în momentul în care facem baie și punem acolo o mână, două de sare, și mai e un lucru, poate că nu știu cum o să sune, dar este foarte important să vedem ce fac copiii în momentul în care îi bagi în cădiță. Și trebuie să învățăm și de la acest aspect, pentru că bunicii noștri ne-au învățat, în momentul în care avem anumite atacuri energetice, pe lângă sare o să vedem că copilul, când intră în baie, el face pipi. El vine cu acest program, știe să se autoprotejeze, da? Desigur că în momentul în care avem asemenea probleme, desigur că trebuie să facem un duș, dar există, pe lângă protecția în sare, există și această protecție care se face și prin urină. Noi înțelegem lucrurile care vin în noi sau care le eliberăm din noi că sunt într-un anumit fel. Până la urma urmei, până la eliberarea unor anumite lucruri, suntem tot din acel element formați. Spuneați că punem sare în boluri, în colțurile casei. Cât ținem această sare acolo și ce facem cu ea după? Până se umezește, după aceea o putem pune la canal, putem să o dizolvăm și o trimitem în natură, o trimitem chiar la canalizare. Să nu credeți că nu elimină și pe unde trece energiile negative. Punând-o și dizolvând-o la canalizare, în momentul în care trece, dizolvă și această canalizare și aceste energii.